Bună ziua, stimați telespectatori, și bine ne revedem la o emisiune cu și despre romi și unde altundeva decât la TV Giurgiu, emisiunea noastră de suflet, mai bine zis televiziunea giurgiuvenilor, și bineînțeles unde noi am debutat cu emisiunea noastră Conviețuiri, după cum ați văzut și dumneavoastră. Și în primul rând trebuie să mulțumim și noi conducerii de la TV Giurgiu, în special doamnei Vera Nicolae, pentru faptul că a dorit în continuare să avem o colaborare pe acest segment etnic, unde lipsea cu dezăvârșire. Și sper ca de astăzi, într-un număr cât mai mare, să fiți alături de noi, alături de emisiunea noastră, o emisiune, cum am spus, despre cultura noastră, a romilor, despre cutumele noastre și, de ce nu, să vă răspundem cu drag și mare interes până la urmă la întrebările pe care dumneavoastră doriți să le aflați despre tot ce înseamnă până la urmă comunitatea de romi din municipiu, dar și din județul Giurgiu. Deci, încă o dată, bună ziua și bine ați venit alături de noi, stimați telespectatori, și să începem cu emisiunea noastră, astăzi fiind debutul, un nou debut, ca să spun eu așa, al emisiunii noastre Conviețuiri. Am ales să fiu pentru prima emisiune singur cu colegii noștri din platou pentru a discuta unele chestii care până la urmă țin de comunitatea noastră de romi. Ca de săptămâna viitoare, cum deja v-am obișnuit și încă o dată cu riscul de a mă repeta, vă mulțumesc din tot sufletul, fiindcă sunteți alături de emisiunea noastră etnică. Vom avea oameni care sunt foarte importanți pentru comunitatea noastră de romi din municipiul Giurgiu, dar și din județ. Voi începe cu unele lucruri care țin până la urmă de comunitatea noastră și într-un fel sau altul să mă prezint, chiar dacă cred că 95% dintre dumneavoastră mă cunosc în mare parte, datorită faptului că suntem într-o emisiune live și așa se cere, nu oficial, de dragul dumneavoastră de a ne prezenta, pentru că, cum am spus, există posibilitatea ca mulți să nu mă cunoască. Mă numesc Cursarul Marius Totila, cum știți că sunt cunoscut. Sunt activist rom, reprezint Alianța pentru Unitatea Romilor, AUR Giurgiu, să nu confundăm cel politic, fiindcă trebuie să fac o mică precizare, stimați telespectatori, Alianța pentru Unitatea Romilor este apolitică, suntem o alianță neguvernamentală, ca să spun eu așa, și nu avem treabă absolut deloc cu politica. Tot ceea ce facem, stimați telespectatori, facem din sponsorizările și din buna inimă pe care au cei care dau curs solicitărilor noastre de a ajuta comunitatea de romi, dar nu numai. Pe parcursul emisiunii vă voi face mai multe dezvăluiri despre activitatea mea de activist rom și mai cu seamă, cum am spus-o, că suntem Alianța pentru Unitatea Romilor, adică suntem apolitici. Nu avem treabă cu nicio culoare politică, chiar dacă și este deprisos, ca să spun eu altceva. Avem simpatii, afinități, cum se folosește acest termen mai plăcut auzului, dar noi suntem apolitici, stimați telespectatori și bunii noștri prieteni, și lucrurile care le facem pentru dumneavoastră, pentru cei care ne priviți și nu numai, le facem din suflet. Și am să încep cu un lucru, ca să spun eu așa, nu lipsit de importanță, și astăzi am postat pe pagina de socializare, pe pagina mea, pe pagina de Facebook. Ninel, nu ne ceartă cine au dacă spunem pagina de Facebook, ok? Deci, vedeți, colegii noștri întotdeauna mă sfătuiesc ce e bine și ce nu, fiindcă așa este normal. Și am postat o amintire pe care, nu sigur, o vom difuza la următoarea emisiune, despre primii pași, ca să spun eu așa, de când am început noi să fim activiști în comunitățile de romi, și am postat o poză la Istru, unde împreună cu echipa noastră a grupului de inițiativă pentru incluziunea romilor, că atât aveam la momentul acela, făceam lucrurile care le facem și acum, stimați oameni buni. Adică ne gândeam la cei care sunt nepăstuiți de soartă, ne gândeam la cei care încearcă să vorbească cu cineva și nici măcar nu sunt ascultați și nu mai spun de ajutorare. Și în acel moment noi am fost de acord
să facem o echipă și să facem parte din grupul de inițiativă al primăriei constituit la nivelul Consiliului Local Giurgiu. Și alături de noi, cu mare drag, și în acest moment o spun că îmi este drag când îi pomenesc numele, era vorba de buna noastră prietenă, Tanța Ioanițescu, cea care în acea perioadă era directoarea cantinei sociale și până la urmă, cum era un lucru deosebit când eu l-auzeam în comunitățile noastre de romi, mulți o numeau mama noastră de suflet. De ce? Fiindcă ea n-a ținut niciodată cont că ea ar fi majoritară și discută cu etnicii noștri minoritari. Nu. Și în momentul acela noi împărțeam mâncare, cum o să și arătăm săptămâna viitoare, și astăzi cineva din zona aceea, care în mod normal se spunea că este reprezentativ, îl numisem noi și un lider acolo, cu toate că în momentul de față și cu mult timp până nu am ajuns la concluzia că a fost o alegere neinspirată, a venit cu niște comentarii care nu aveau rost și care l-au contrazis cu vehemență. Dar lucrurile astea și mi-au spus că eu nu fac nimic pentru oamenii noștri. Ei, iată că trebuie să-l contrazic, cum de fapt l-am și contrazis în modul cel mai politicos, fiindcă știți că mă caracterizează lucrul acesta. Și am spus că îmi pare rău că el nu a observat că eu de atunci, și sunt mai bine de 10 ani, eu continuu această activitate de activist rom. Și oamenii aceia, chiar dacă nu mai locuiesc acolo, și este adevărat că căminul C și D au fost demolate, deoarece eu, în mod intenționat, am fost îndepărtat, ca să spun așa, din grupul de inițiativă în ultimii 4 ani și au rămas așa zisi lideri, mai bine zis, 2 lideri, nu o să dăm nume acum că nu are rostul, și după cum știți și dumneavoastră, acele cămini au fost demolate. Dar noi am continuat și oamenii aceia, stimați telespectatori, și este adevărat, eu... Cum v-am spus, întotdeauna am să fiu tranșat și tranșant și privesc cu transparență toate lucrurile care le vom discuta și prin cadrul emisiunii Conviețui la postul nostru local TV Giurgiu și la sediul nostru, și vom discuta întotdeauna transparent, fără să ne ascundem. Nu s-ar fi dărâmat acele cămine dacă am fi făcut o echipă în continuare. Și oamenii, asta spuneam, care au fost împrăștiați, ca să spun așa, după bunul plac, cum au considerat vechii edili, eu încă țin legătura cu ei de atunci, fiindcă eu pot spune și o spun cu bucurie. Eu sunt țigan. Tatăl meu a fost ursar, mama mea ciobotăreasă și în ultima vreme am văzut, de când am început să spun cu ceva timp în urmă, că nu mi este rușine să spun că mama mea vindea semințe, acum văd și mulți lideri care până în momentul de față nu spuneau lucrurile astea, probabil era jenă sau rușine, cel mai bine, iar eu am spus-o de la bun început că ăsta sunt, mama mea vindea semințe ca să mă crească, să-mi fac studiile, să nu iau, de exemplu, cutumele negative de la neamurile noastre și de la concetățenii noștri de etnie romă, și eu am ținut legătura cu ei, deoarece, cum am mai spus-o, sunt țigan. Și da, din cauza asta mă și implic în primul rând. Și oameni buni, vreau să vă spun că, pe lângă faptul că mă implic pentru țiganii noștri, și vă rog respectul să-mi dați voie ca eu să folosesc acest termen și să nu folosesc termenul de rom, fiindcă acest termen chiar și mie îmi dă unele frisoane care nu trebuie să ți le dea prin faptul când ți se spune țigan, fiindcă știți, chiar o să fac acum o mică paranteză, chiar a fost și la o emisiune la Antena 14, acel umorist țigan, și a spus în felul următor: nu mă deranjează când spui țigan, îmi deranjează cuvântul când îmi spui țigan jegos. Jegos mă deranjează. Dar când îmi spui țigan simpatic și inteligent, cum a spus el și reproduc cuvintele lui, te pup jos. Deci nu contează, sincer, din cauza aceasta am și parafrazat pe acel umorist, nu contează până la urmă că ți se spune țigan, fiindcă există posibilitatea ca lui Ninel, care este șeful de platou la noi aici, să, dacă îi spui român, să-l deranjeze. Dar îl deranjează mai mult ce urmează după
acest cuvânt român. Și până la urmă ține de fiecare, de caracterul nostru, fiindcă nu contează că suntem țigani oameni buni, că suntem români, cel mai important este caracterul nostru. Caracterul este cel care face diferența între oameni. Și eu tind să cred că lucrul acesta îl dobândim de la naștere și până când noi dispărăm după fața pământului. Și din cauza aceasta, eu țin legătura cu cei care au locuit la Istu. Și vă spuneam că, oameni buni, un activist rom nu trebuie să se îndrepte doar spre țiganii lui. Și o spun cu extraordinar de multă plăcere că, datorită implicării echipei mele, au venit și vin alături de noi oameni în vârstă, oameni care ne cer sprijinul de a încerca să le găsim locuri de muncă și de a ajuta cu diverse probleme sociale, majoritatea, adică români, gaiji, cum spunem noi. Niciodată să nu credeți că îi tratăm cu indiferență. Nu, niciodată. Fiindcă dacă noi am face lucrul acesta, atunci noi n-ar mai trebui să vorbim de discriminare, fiindcă în mod clar ar fi o discriminare. Și cum eu o spun și tot timpul voi spune cât timp eu voi fi activist rom, dacă nu ajut și românii, gaijii, cum spunem noi în limbajul nostru, atunci noi de ce ne mai mirăm că suntem discriminați, dacă chiar noi, la rândul nostru, creăm o formă de discriminare? Nu, oameni buni. Toți oamenii, indiferent de naționalitate, etnie, religie, culoare politică, dacă doriți dumneavoastră, trebuie să ne ajutăm, trebuie să ne înțelegem unii pe alții. Și mi-aș dori ca să fie cât mai mulți activiști romi sau activiști pentru drepturile oamenilor, fiindcă cu cât am fi mai mulți, cu atât am face lucruri mult mai bune. Ceea ce pot eu face pentru 10 oameni, poate face altcineva pentru încă 5-6. Iar când tragem o linie, atunci vom vedea multe zâmbete, multe zâmbete de mulțumire. Și nu din partea noastră, din partea dumneavoastră, celor care suntem cu sufletul și vom fi lângă dumneavoastră. Vreau să vă spun că sunt extraordinar de mulțumit, fiindcă în urmă cu ceva timp am reușit să închei un protocol, un contract de colaborare pentru produse alimentare, constând în alimente, inclusiv lactate. Și în urmă cu o săptămână, spre marea mulțumire a oamenilor, am distribuit 1,5 tone, dacă nu chiar 1,8 tone, dar mai bine zis să spunem o dubă plină dintre aceea frigo, către persoanele defavorizate. Le-am făcut prin cantina socială și cu sprijinul primăriei și a Consiliului Local Giurgiu, unde trebuie să aduc extraordinar de multe mulțumiri domnului primar al municipiului Giurgiu, pe care îl salut și eu cu această ocazie și fiind și ziua dumnealui, dorim un sincer la mulți ani. Te aici bactale o bare, ai tătător del busta stimos, hai de aici pașament de seau timpul ca mei, sunt ineam rom, dar sunt ineam rom șucar. O să vă traduc când ne găsim, domnul primar. Și în ultimul rând, pot spune eu, bunului prieten al comunității noastre de romi, administratorul orașului, este vorba de domnul Ionel Muscalu. Spun prietenul comunității de rom, fiindcă dumnealui este crescut între țiganii noștri, prieten cu țigani, și iată că dă dovadă de extraordinar de multă implicare și îi mulțumesc din tot sufletul, fiindcă este alături de țiganii noștri. Este alături de această etnie care este reprezentativă și mă refer ca număr, deoarece în 2015 noi, grupul de inițiativă, împreună cu mediatoarele sanitare și cu liderii care avem în zonele noastre de țigani, am reușit cartografierea unui număr de 1450 de țigani. Cifra aceasta a devenit statistică oficială în cadrul Consiliului Local Giurgiu, care până atunci, spre surprinderea noastră neplăcută, erau consemnați, dar nu știu pe ce premiză s-a luat acel număr, de 600 de țigani care erau în Giurgiu. Tot în adevărat, ținându-se cont că numai comunitatea de spoitori după șoseaua Ghizdarului și adiacentele
întrunesc un număr de aproape 2200-2300 și tind să cred, și nu că tind să cred, în mod sigur, stimați telespectatori și oameni ai municipiului nostru, nu, cifra aceasta a crescut mult mai mare, deoarece se știe că mulți au plecat din spațiul european și au revenit acasă, iar noi la momentul acela nu am făcut altceva decât să cartografiem persoanele prezente. Chiar dacă, de exemplu, am ajuns la o familie și în mod normal familia se compunea din 10-11 membri, noi nu am luat de bun decât ce am găsit acasă. Fiindcă, în mod normal, acesta este un recensământ corect și făcut exact ca la carte, cum îmi place mie să spun. Și vreau să vă spun că dăm aceste alimente, estimații telespectatori, către persoanele defavorizate și vreau să concluzionăm exact cum bunul nostru prieten Minel, cameramanul de la TV Giurgiu, a venit și a rămas surprins plăcut de amploarea acestei acțiuni, fiindcă acolo erau inclusiv români. Și erau români care chiar au nevoie de un minim de ajutor, oameni buni. Dacă cu toții am privi asupra oamenilor care trec pe lângă noi zi de zi, poate că atunci am devenit și noi un pic mai sensibili. Poate atunci am vedea supărarea pe chipul multora. Dar de multe ori, probabil, așa sunt vremurile, trecem într-o viteză atât de mare încât nu mai dăm atenție aproape lui de lângă noi. Și în momente rare, dar iată că există și aceste momente, atunci ne dăm seama câți oameni există năpăstuiți de soartă și câți oameni au nevoie de ajutorul nostru, stimați telespectatori și oameni cu suflet mare. Și am făcut aceste liste și continuăm să facem aceste liste, oameni buni, și o parte dintre dumneavoastră vă puteți adresa către cantina socială sau către direcția de asistență socială, unde oricum veți fi îndrumați să veniți la sediul nostru situat pe strada Tineretului, chiar lângă caseria Apa Service, unde noi acolo facem niște liste, niște tabele. Am să vă explic și de ce facem aceste liste, stimați telespectatori, deoarece noi aceste tabele, noi le predăm furnizorului nostru, cel cu care am făcut contract, fiindcă nu dorim ca asupra noastră să planeze vreo urmă de îndoială că aceste produse ar putea fi valorificate. Am venit cu o solicitare către Consiliul Local pentru a-mi aproba spațiul de depozitare la cantina socială și a le depozita de acolo și a avea transportul din cadrul Direcției de Asistență Socială pentru a alătura orice dubiu asupra, nu asupra mea, și asupra noastră, a țiganilor. Fiindcă da, de-a lungul timpului au existat aceste îndoieli, aceste dubii, că multe lucruri care s-au făcut bune nu au avut scopul de a ajunge la persoanele defavorizate. Și iată, eu consider, stimați telespectatori și oameni buni, că a venit timpul ca să arătăm și îmi doresc din tot sufletul ca să dovedim că noi țiganii nu avem un stigmat pe frunte. Suntem tot oameni ca și dumneavoastră, și cum am mai spus-o tot timpul și am să o spun, soarele răsare pentru toți din același loc. Pâinea are același gust pentru toți, indiferent de pătura socială. Doar că prin acțiunile noastre, și vreau să vă spun că dorim din tot sufletul nostru să arătăm ca fi țigan, este pur și simplu o enie. Nu ne alegem cum ne naștem. Absolut deloc. Așa vrea bunul Dumnezeu și noi trebuie să dăm curs faptului că reprezentăm o enie, o naționalitate, o religie. Dar totul depinde de om, cum ne arătăm noi această calitate de omenie. Și vreau să vă spun că facem aceste liste ca să dovedim furnizorului că poate să sune oricând persoanele din listă ca să se confirme că dumnealor își primesc aceste produse fără absolut nicio problemă. Și lucrul acesta îl vom face fără absolut nicio problemă. Eu am înțeles săptămânal, dar m-am uitat și pe contract când am luat legătura cu persoana care se ocupă și mi-a spus: Marius, este adevărat, dar în mod normal contractual trebuie să vii să ridici produsele din două în două săptămâni. Păi da, am înțeles că săptămânal, da, este adevărat, ai înțeles și la acest aspect, dar că te vom chema noi
și în săptămâna care ești liber, cum s-ar spune, dacă avem prea multe produse, iar tu ești cel mai aproape de București, ca să poți veni să le ridici. Și am zis, ok, este perfect și așa. Și am realizat, stimați telespectatori, câți oameni au nevoie de ajutorul nostru. Vreau să vă spun, și o spun cu mare cinste, și adevărat vă spun, ce acest doptumengă, duma, canasul, pe noptumengă, că si baru cea ce moș șaoale. Andament de si irom, cai, sile caracterul. Si rom cai, penel, mansiman, bucata marno, na de maman, te trei și ai haichidei, deconem cai naile. Hai ca dar buchea, trebuie te chieras le sea. De da să amengă seama că pașament de beșel manoși, cai chiar trebuie le umarno. Acum am să traduc și pentru dumneavoastră și fiind o emisiune etnică și mai cu seamă pentru comunitatea de romi, vă rog să-mi permiteți ca în decursul multor emisiuni pe care le vom avea să mă exprim și în limba țigănească, fiindcă nu ești lider dacă nu cunoști limba semenilor tăi. Nu ești nici măcar țigan, pot spune eu, dacă nu știi să vorbești țigănește. Apoi să mai fii și lider, trebuie să știi să vorbești pe înțelesul spăitorilor, rudarilor, ursarilor, ciobotarilor, slătarilor și multe etnii care de-a lungul emisiunilor am să vi le spun și am să vă prezint cultura fiecărei etnii. Și spuneam că am rămas surprins plăcut când, știind o familie și n-am să-i spun decât Mariana B., i-am spus, Mariana, să te trec pe listă și pe tine că iau produse și uite, ce mare să-ți mulțumesc că am văzut, să-ți dea Dumnezeu sănătate, dar te rog eu, trece alți oameni care sunt mult mai amărâți decât mine, că eu de bine de rău mă descurc și pot să-mi iau o pâinică și e de ajuns pentru mine. Și spuneam, stimați telespectatori, iată un gest de omenie. Un gest de omenie pe care cu toți îl vom face. Vreau să vă spun că de aceste produse alimentare noi nu vom selecta. Venim cu rugămintea la dumneavoastră să veniți, cu toate că noi știm persoanele defavorizate în medie de 75%. Dar să nu veniți încercând să credeți că ne veți păcăli sau că le luați nu știu din ce motive. Nu, oameni buni. Trebuie să fac o singură precizare și mulțumesc chiar bunului Dumnezeu, fiindcă vreau să știți că nimic nu se întâmplă pe lumea aceasta doar așa la voia întâmplării. Totul are un scop bine determinat. Și iată că noi dăm aceste produse și multe acțiuni pe care noi le facem, nefiind în campanie electorală să se înțeleagă că vreun partid politic este lângă noi sau mai știu eu ce departe de noi gândul acesta. Și furnizorul nostru de aceste alimente, stimați telespectatori, este o fundație extraordinar de mare la nivel național, chiar și internațional. Deci este apolitică inclusiv această fundație. Și nu facem lucrurile acestea pentru vreun partid politic, trebuie să precizăm lucrurile acestea sau să se creadă că ni se dă de către un partid și noi am fi obligați să le dăm, cum de fapt astăzi au venit câteva bătrânele și mi-au zis, știi, eu eram la nu știu ce partid. A, păi și eu eram și am zis, stop, nu ne interesează, mamaie. Noi vrem doar să vă dăm aceste pachetele datorită faptului că dumneavoastră aveți nevoie de aceste pachete. Vreau să vă spun iar o întâmplare extraordinar de plăcută și iată vine din partea unei gaiji, adică unei doamne majoritare românce în vârstă. Și a venit și mi-a spus în felul următor, mama, am văzut și eu după balcon că dai nu știu ce pachete. Da, tanti, nu e nicio problemă, îți voi da și dumneavoastră. Sper ca să nu fiu atât de emotiv, fiindcă dumneavoastră în mare parte mă știți, chiar și colegii mei din platou, fiindcă în momentul când sunt unele lucruri atât de spuse din inimă și atât de emotive, chiar și bărbații mai plâng câteodată, dar se spune că plâng cei cu caracter tare. Și mi-a spus, am venit să iau și eu, fiindcă în primul rând vreau să vorbesc cu cineva, fiindcă mamă sunt singură la bătrânețe, mi-a murit și soțul, dar și băiatul. Și în momentul acela am rămas un pic așa buimac, fiindcă sincer n-am știut ce să-i spun. Și spun, da, stați jos un pahar cu apă
Și am început să vorbim un pic cu dumnea ei. Și după ce i-am dat și pachetelul, a simțit emoția care mi-a transmis-o și timp să cred că într-un fel sau altul s-a simțit, nu jenată, a simțit că m-a afectat și că suntem oameni și noi țiganii. Și timp să cred că iată un majoritar din suflet a simțit că noi țiganii suntem tot oameni. Și înainte să plece, a dat să se întoarcă și s-a întors înapoi și mi-a spus, băiatul meu, vreau să spun ceva, dar să nu te superi. Spuneți-mi că nu e nicio problemă. Vreau să te pup pe frunte cum îl pupam pe fiul meu. Și bineînțeles că am acceptat. Numai mine le dă vină, fiindcă i-am spus când mă vede așa că sunt un pic emotiv, poc să arunce repede un promo, dar nici el nu e atât de robotizat, fiindcă și pe el îl afectează și toți oamenii care avem suflet, fiindcă trăim aceste clipe oameni buni cu sufletul, nici de cum doar așa că suntem puși acolo ca să fim reprezentativi. Și m-a emoționat foarte mult. Și trebuie să vă spun că alături de mine, cel puțin în primă fază, am liderii din comunitatea noastră de țigani, unde vă rog să luați legătura cu dumnealor pentru a vă scrie pe aceste tabele. Cele 6 mediatoare, de fapt le știți, dar vi le voi spune, este vorba de Cristina, Nicoleta, Nuții, Anica, doamna Cucu, că este mai purie și ea este și fostă colegă cu mine, la cum o să mă certe. Este fostă colegă cu bunul nostru Minel, deci cu Valentina. Deci puteți să luați legătura cu aceste 6 mediatoare, cum de fapt ați și început să le contactați pentru a vă înscrie pe acea listă și în momentul când vin produsele, noi să vă anunțăm oameni buni și să veniți să vi le ridicați, fiindcă vă spun sincer, este o acțiune din oameni, din sufletul oamenilor pentru oameni. Și cum deja am găsit și o lozingă care o și am la sediu, vă rog să-mi scuzați micile mele bâlpe, dar emoția la ce v-am povestit încă nu am depășit-o. Am și găsit o lozincă specifică pentru vremurile noastre. Pas cu pas, împreună vom reuși. Vreau să vă spun că tot la noi, în cadrul sediului minorităților situat pe strada Tineretului, puteți beneficia în momentele când se fac înscrieri de la licee, facultăți, școli de poliție, de subofițeri, de ofițeri și să veniți să ne solicitați acea recomandare care vă favorizează dumneavoastră dreptul de a participa și de a avea unele avantaje deoarece sunteți pe listele acelea ale etniei romilor. Este un lucru extraordinar. Deja am dat de-a lungul anilor, chiar și anul acesta, recomandări și sper și mă rog bunului Dumnezeu să le reușească toate examenele, să le treacă cu brio și eu nu pot decât să le doresc succes, cu toate că pot spune că am o mână extraordinar de bună, deoarece toți care au primit de-a lungul anilor aceste recomandări deja sunt în structurile la care au dorit să intre și cu fericire pot să spun că în județul Giurgiu avem deja 21 de tineri, fete, dar și băieți, care acum fac parte din aceste structuri, structurile care și le-au dorit până la urmă să fie reprezentative pentru dumnealor. Și nu pot să le spun decât tot binele din lume și Dumnezeu să le ajute. Vreau să vă spun că de când sunt activist, oameni buni, și aceasta este introducerea care, cum am mai spus-o, am să o fac în această primă reapariție în cadrul postului local TV Giurgiu și emisiunii Conviețuiri. Ca să fii activist, nu este de ajuns să te trezești într-o bună zi, să spui de mâine sunt și eu activist, vreau să fac ceva pentru tine. Nu. În primul rând, trebuie să fii conștient că în momentul când tragi la această căruță, îți vei auzi multe cuvinte neadevărate
și se vor pune în cârcă lucruri care te dor, lucruri care îți vor afecta familia. Vreau să vă spun o întâmplare cu mult timp în urmă, când eu împreună cu buna mea prietenă Elena Marin, și o salut și eu cu această ocazie și o vom avea prezentă și în cadrul emisiunilor noastre, este cea care activează în cadrul organizației Tone Guvernamentare Sastipen și care cu ajutorul ei și al lui Titi Rădulescu am școlarizat în urmă cu mulți ani un număr de 96 de fete care au devenit în același timp posesoare ale certificatului de mediator sanitar și 10 deja au fost angajate. Și în momentul acela, când noi eram la Partida Romilor, dacă nu mă înșel, prin 2011 și printr-o perioadă care eu unul nu eram activist atunci și prietenii mei țigani au ținut morțiși ca eu să fac parte din această grupare a lor, sincer nici nu știam ce înseamnă Partida Rom, vă dau cuvântul meu de om, chiar dacă eram țigan, doar auzisem, dar nu am participat nicio mișcare de astfel de ce are legătură cu comunitatea noastră de țigani. Și la rugămintea lor și insistențe am participat și am început ușor, ușor să prind drag. Dar printr-o conjunctură nefericită, Elena Marin, care era președinta Partidei Romilor, a fost îndepărtată într-un mod care nu-mi place să-l discut, de către o altă persoană, culmea tot, din Giurgiu, dar pe minciună, cum este purul adevăr. Pentru mine n-a contat, fiindcă n-am știut ce înseamnă această activitate de romi. Dar am continuat, oameni buni. Am continuat-o ușor, ușor și iată că mă țin de ea. Și în momentul acela, la una din întâlnirile pe care le-am avut cu fostul deputat Nicolae Păun, cineva din grupul nostru a venit cu ideea: bun, dacă nu mai este Elena Marin, atunci să fie Marius. Și a spus: lăsați-mă să discut cu băiatul ăsta. Zic, cine știe ce mi-o zice. Dar lucrurile care mi-au zis m-au marcat și mi-au dovedit că așa este. Și mi-au zis: băi, Marius, te-aș pune cu dragă inimă acolo. Ești un om deosebit și te văd ce caracter ai. Dar crede-mă că dacă te-aș pune acolo, hienele te-ar mânca. Păi zic, ce-am făcut? Că n-am deranjat pe nimeni, n-am supărat. Păi tocmai că tu nu ești făcut să superi. Dar vor încerca să te dea la o parte. Vor încerca să-ți ia locul, vor încerca să-ți prepare fel de fel de chestii urâte. Și nu este bine pentru tine. Stai alături de familia ta că este mai bine. Și îi mulțumesc cu această ocazie, fiindcă s-a dovedit că a avut dreptate. Sunt mulți oameni care fac parte din structura Partidei Romilor, dar foarte puțini sunt reprezentativi prin caracterul lor. Nu intru în discuțiile care, nu că nu mă privesc, nu-mi fac cinste să discut eu despre petele altora. Și de aici am mers în continuare pe această latură de activist rom și am făcut tot ce s-a putut. Vreau să vă spun de la bun început că poate mulți dintre dumneavoastră, și da, este adevărat, mulți m-ați acuzat că fac parte de nu știu ce partide politice. Nu, nu am mai buni. Puteți să verificați și nu veți găsi numele pe nicio listă de partid politic, nici ca simpatizant. Dacă am simpatizant, sunt doar aici, sunt simpatizat, o am afinități pentru cineva. Și să vă mai spun ceva, nu am afinități pentru o culoare politică, oameni buni, și doar pentru oamenii care cunosc și vin în ajutorul comunităților noastre de țigani. Aici se întinde afinitatea mea și, ca să spun așa, prietenia. Dar eu nu reprezint nicio culoare politică și nici nu voi reprezenta, fiindcă nu-mi place politica. Am văzut ce înseamnă politică, că te poți lupe în două. Și eu am fost rupt și încă sunt. Datorită faptului că am avut încredere în cineva care l-am numit cu mult timp în urmă mentor. Și după ce l-am numit mentor, știți cum e vorba aia? Ți-o dă la joale? Exact așa s-a întâmplat. Da, și despre asta vom discuta, fiindcă dacă am tăcut, aceasta este o dovadă de
nu profesionalism, de respect. De a te respecta pe tine însuți. Dar nu face țigănie. Dar de multe ori, stimați telespectatori, vreau să știți că nu ne caracterizează să facem acele țigănisme de care știți dumneavoastră, dar de multe ori se impune să le facem. Și am trecut peste lucrurile acestea care m-au afectat și pot spune eu că mi-au afectat familia, am tras multe. De ce? Fiindcă din cauza aceasta vă spun și fac referire că sunt apolitic, oameni buni. Și dacă o să mă vedeți că stau de vorbă cu oameni care sunt reprezentativi pentru orașul nostru, eu le mulțumesc din tot sufletul, fiindcă permit unui țigan ca mine, unui activist, să stea de vorbă cu mine și să-mi asculte nemulțumirile, nu ale mele sau ale familiei mele, și ale țiganilor mei. Și cu bucurie pot spune, pe lângă faptul că sunt ascultat, sunt și ajutat să facem lucrurile bune și mai ușoare pentru această comunitate de țigani. Poate mulți vei spune, dar de ce numai țiganii sunt amărâți? Eu am înțeles de foarte mult timp semnalul dumneavoastră și din cauza aceasta încercăm să ajutăm și de o parte, dar și de alta. Fără a ține o barieră, nu lingvistică, o barieră omenească între români și țigani. Nu-mi doresc lucrul ăsta, fiindcă, exact cum v-am spus la începutul emisiunii, atunci ar fi chestia de discriminare. Vreau să vă spun că îmi doresc din toată inima să ne urmăriți cu mult drag în fiecare vineri de la orele 17:45 și chiar îmi doresc să adresați, de exemplu, mesaje către noi și să-mi spuneți dacă este ziua de vineri una extraordinar de bună ca dumneavoastră să fiți alături de noi sau să veniți cu sugestii când ar fi una din zilele mai prielnice pentru dumneavoastră. Și împreună cu conducerea vom încerca să găsim o zi care dumneavoastră să credeți că da, vă doriți să fiți alături de noi, dar probabil sunt alte emisiuni care nu doriți nici pe acelea să le pierdeți. Dar eu tind să cred că o oră ca să aflați despre țiganii dumneavoastră din municipiu și județul Giurgiu, nu cred că este mult, fiindcă eu vă promit în mod solemn și colegii mei mă știu că vom avea surprize extraordinar de plăcute pentru dumneavoastră, pe lângă faptul că vom avea oameni deosebiți în platou, oameni reprezentativi pentru municipalitatea orașului Giurgiu, vom delecta și cu programe de muzică și să nu credeți că vom face doar specific iernic, adică țigănești doar cu manele, fiindcă nu, stimați telespectatori, chiar dacă suntem țigani, dar în primul rând pe noi ne caracterizează muzica și aprofundăm acest gen de muzică, nu doar că este reprezentativ pentru noi manele sau muzica lăutărească, cum spunem noi, și aprofundăm toate genurile care știm că sunt plăcute pentru dumneavoastră, inclusiv folclorul românesc. Și veți vedea interpreți de manele, de muzică lăutărească, care vă vor face cinste să-i ascultați și să vă bucure auzul cu melodiile care vă zic dumneavoastră în răcire. Indiferent că sunt românești sau țigănești, cum îmi place mie. Și vom avea oameni buni, în primul rând, vom avea invitați oameni care sunt reprezentativi pentru diferitele noastre etnii pe care dumneavoastră nu le cunoașteți, dar prin cadrul emisiunii noastre conviețuiri, veți ajunge să le cunoașteți. Scopul nostru este să cunoașteți eniile noastre, să fiți prietenii noștri în continuare și să vă doriți cu mai multă ardoare să vorbiți cu un țigan. De ce? Fiindcă vă poate împărtăși din cultura pe care dumneavoastră o veți auzi și o veți privi în cadrul emisiunii Conviețuiri. Să știți că nu este un lucru urât să fii țigan, sincer vă spun. Eu cred că dacă m-aș naște a doua oară și aș ști că într-o viață am fost țigan și acum sunt român, tind să cred că aș fi un pic necăjit. Fiindcă știu ce înseamnă să fii țigan și știu că nu există o diferență prea mare între oameni. Și doar să știi să te pliezi cu oamenii, să fii comunicativ, să nu faci fapte antisociale, care și gaijii fac aceste fapte antisociale
Și de ce să nu o spunem? Nu există păduri între uscăciuni, dar să știți, stimați telespectatori, că nu ne caracterizează și nu suntem de acord în mare parte să fim numiți bombardieri, pești, cioorditori, furăcioși și toate epitetele acestea care într-un mod sau altul, să știți că nu ne caracterizează pe toți. Eu nu neg că există aceste discrepanțe. Eu nu neg că dumneavoastră în mare parte n-ați avea dreptate, însă trebuie să fim atenți, cum v-am spus, că nu ne deranjează când ne spuneți țigan și doar ce urmează după țigan. Iată că totul se leagă. Ne deranjează în momentul acela când, datorită unei persoane, suntem și noi asociate cu acele fapte antisociale, care nu suntem de acord. Cum știți și dumneavoastră, eu lucrez în cadrul Direcției Poliției Locale Giurgiu și am dovedit, și acesta a fost într-un fel sau altul scopul meu, de a arăta seminilor noștri, țiganilor noștri, că și un țigan poate fi polițist și poate să-i facă și pe alții să învețe ce înseamnă codul legii, ce înseamnă că unde e lege nu-i tocmeală și că legea este pentru toți, indiferent de culoare, indiferent de freză și indiferent de, mă înțelegeți dumneavoastră, că de multe ori suntem într-o situație neplăcută de a constata că nu se aplică totuși legea după faptă și răsplată. Acesta este sistemul oamenii buni. Dar din cauza aceasta noi suntem liderii, cel puțin, și o parte dintre giurgiuveni împotriva măsurilor acestea care sunt antisociale. Nu dorim să fim tot timpul arătați cu degetul, iată țiganii, iată ei sunt vinovați, ei au făcut lucrurile astea. Nu. Dar cu riscul de a mă repeta, stimați oameni buni, nu vor dispărea niciodată, cu toate că ne dorim să dispară. Dar știți că aceste fapte antisociale vor exista și în rândul românilor, dar și în rândul țiganilor. Că ponderea mare o fi nu știu unde, dar ele cu certitudine vor exista. Important este cum încercăm să le combatem. Dacă noi tot timpul vom vorbi doar de lucrurile rele care se întâmplă și de o parte și de alta, noi nu vom mai ști ce înseamnă lucruri bune. Fiindcă, sincer, de multe ori văd și pe pagina de socializare pe Facebook și multe alte chestii de-astea ce au ieșit, oameni buni, zeci de milioane de like-uri de-alea se dau doar la chestiile urâte, negativiste, bătăi, nu știu ce. Dar la lucrurile bune, când vezi că un copil este medaliat, că a făcut nu știu ce lucru bun, 10-15 like-uri. Și nu înțelegem de ce. Oare chiar atât de mult să ne fi schimbat sistemul acesta, vremurile astea, încât să uităm de omenie? Și încercăm, într-un fel sau altul, ca noi, cetățenii țigani, să nu mai fim atât de afectați de faptul că am putea fi criticați. Și credeți-mă că facem eforturi deosebite pentru a vă dovedi dumneavoastră că totuși suntem oameni. Iată, tot la nivel de municipiu avem aceste mediatoare minunate pe care le salut și eu și ea. Să nu uit un lucru extraordinar important. Minel, mai ții tu minte când noi făceam emisiunea Cum viețuiți, când am venit eu cu mediatoarele, că era o fată genii, dacă ți-o mai aduci tu aminte, așa. Mâine este un eveniment plăcut care îi se întâmplă acestei fete genii. Mâine va avea căsătoria civilă, iar iată noi, echipa noastră, cum este și normal, vom fi alături de ea și eu, unul, prin intermediul emisiunii noastre Conviețui, îi urez casă de piatră, fericire, să-i dea Dumnezeu sănătate și să-i trăiască copiii și să ai mai multă minte, Jenny, că spui și eu ție. Ia uite, și Minele de acord cu mine, că spune și Minele ție. Și da, aceste fete minunate mediatoare sanitare sunt alături de dumneavoastră, de comunitatea de romi, dar și de majoritari.
Și este un lucru inedit care am putut să realizăm la nivel de municipiu, chiar de țară, să avem la Giurgiu noi 10 mediatoare. Numai că unele dintre ele s-au lăsat așa, într-un fel sau altul, duse de val. Și au uitat, într-un fel sau altul, rolul pentru care îl au. Dar în urma discuțiilor pe care le-am avut cu dumnealor, o parte dintre ele au înțeles importanța acestui servici de mediator sanitar și importanța care o au cetățenii în municipiul Giurgiu de a veni în sprijinul lor și au înțeles că trebuie să fim din nou echipa care eram odată, să încercăm să ne vadă lumea tot timpul că suntem alături de dumnealor și atunci nu vom mai avea motive să fim criticați. Eu sunt extraordinar de bucuros că ele au înțeles acest aspect și iată din nou formăm echipa care o știa orașul. Vreau să spun că este motiv de răutate din partea altora care într-un fel sau altul au fost alături de noi în această echipă și Valentina Stan iar chiar avea o fază de aia care o făcea cu mult timp în urmă, era ceva comic și deoarece unul dintre cei care făceau parte din echipa noastră avea aceste chestii care erau lipsite de politețe într-un fel sau altul, dar sărim peste. Dar vreau să vă spun, stimați telespectatori și oamenii noștri de etnie romă, că este o promisiune care Marius Totilă o face în fața dumneavoastră. În această echipă a mea vor fi numai oameni care nu vor putea fi arătați cu degetul. Nu vor fi oameni care să vă fie rușine să stați de vorbă cu dumnealor din motive puierile. Că n-ar avea nu știu ce, că v-ar deranja simțul mirosului și multe altele. Nu. Fiindcă când vorbim de mentalitate și de o schimbare în rândul comunităților de romi, trebuie să venim cu o schimbare de mentalitate și în ochii dumneavoastră și cum altfel decât cu prestanță. Nu vrem ca cei care, într-un fel sau altul, suntem numiți și comunitățile de țigani și-au dorit ca noi să fim reprezentativi pentru ei, nu să ne facem noi de rușine când discutăm cu o personalitate a municipiului și să nu-i facem pe ei, pe voi, să vă facem de rușine datorită prestanței noastre. Și eu vă promit că vom avea numai oameni care, pe lângă faptul că vor ști să poartă o discuție civilizată și exact pe planul care se impune și la nivelul care are loc discuția, veți fi mândri de oamenii care vor discuta cu dumneavoastră și care vă va direcționa exact acolo unde dumneavoastră veți avea treabă. Dar despre toate lucrurile aceste oameni buni le vom face într-o altă emisiune, fiindcă vedeți dumneavoastră, sincer, am o nostalgie datorită cadrului care l-am în spate, fiindcă cu mult timp în urmă era același cadru și văd că colegii noștri din cadrul studioului TV Giurgiu nu au uitat și le mulțumesc cu această ocazie, deoarece e și vorba, amintirile mă răscolesc și îmi aduc aminte de faptele care noi le făceam atunci și mulțumim bunului Dumnezeu că iată le facem din nou, oameni buni, pentru dumneavoastră. Fiindcă, iată, noi nu știm cum a trecut o oră din timpul alocat emisiunii noastre, eu vă doresc tot binele din nume, oameni buni, și nu uitați să dați curs solicitării mediatoarelor sanitare și liderilor din comunitățile noastre de romi, din Spoitori, din Rudari, ca să discutați cu dumnealor pentru a vă înscrie pe aceste liste și pentru a veni la sediul nostru cu diversele dumneavoastră probleme sociale. Vreau din start să vă spun, stimați oameni buni, să nu credeți că veni la sediul nostru
noi vom fi lapte și miere. Sau noi vă vom numi în vreo funcție de director general, mai știu eu ce, undeva și nu știu ce, nu, oameni buni, nici nu avem puterea aceasta și nici nu ne-am dori. Trebuie să fim subiectivi și să vi le spunem exact așa cum sunt ele. Și doar să vă ajutăm cu ceea ce putem. Fiindcă știm că dumneavoastră, datorită faptului că nu sunteți obișnuiți să deschideți unele uși sau vă este teamă de refuzul autorităților, noi acest lucru vom face, vom fi puntea de legătură, cum sunt și mediatoarele, între comunitatea noastră de țigani și instituțiile statului. Noi lucrul acesta, să nu credeți că vom merge pe favoritisme, nu vom face indiferent lucrul ăsta, fiindcă vreau să vă spun, de când sunt activist rom asupra echipei lui Totila și mai cu seamă a mea, nu a existat nicio virgulă. Nu, oameni buni. Dacă vrem să avem o funcție, trebuie să o ocupăm conform legii, prin examene sau când este vacantă, nu prin pile și relații, cum zic eu. Nu, atunci așa s-ar învăța toată lumea. Hai să facem și noi ca ea. Nu. Scopul nostru este de a încerca să înțelegem căile legale și de a face și pe alții, și aici mă refer oficialitățile, să înțeleagă partea legală. Cum este nevoie de un om în cadrul biroului județean pentru romi, și voi reveni cu solicitarea la doamna prefectă, așa se impune peste tot să respectăm legile și conform Constituției lucrurile care se impun pentru comunitatea noastră de romi. Nu cerem nimic în plus decât să-i dăm cezarului ce ar cezarului. Ar mai fi multe, multe de spus, dar le vom face pe parcursul emisiunilor care vor urma. Și am rugămintea la dumneavoastră încă o dată să vă reamintesc că în fiecare vineri de la orele 19:45 să ne urmăriți cu drag, fiindcă noi în mod sigur vom fi cu drag aici pentru dumneavoastră și vă vom răspunde cel mai important tuturor întrebărilor pe care dumneavoastră ni le veți adresa. Până data viitoare nu vă doresc decât tot binele din lume. La și tu, Mariret, hai de dâtul meu de elbut, bahai pus astimos. Nu mai miște omoromale.